Edilul șef al Râmnicului se va întâlni în această săptămână cu specialiști în domeniu pentru a pune bazele unei firme de salubrizare subordonată primăriei. Voi avea o întâlnire cu câțiva specialiști pentru a discuta problema pe care v-am spus că o am în dezbatere, și anume înființarea unei societăți de salubrizare. Apelez la câțiva oameni a căror pregătire îmi dă mie încredere. Și vom intra ca să înființăm o societate de salubrizare. Să punem bazele acestei societăți. Deja am discutat, se poate, în principiu se poate, să vedem ce documente trebuie să facem, pentru că așa ceva nu așa să merg în continuare în stilul ăsta eu în verb. Pentru că mă pot trezi în toamnă cu un blocaj total. Iar cum deja foarte multe localități din teritoriu sunt într-un blocaj total și chiar există riscul real să fie inundat de mizerie. Multe localități să fie sufocate de mizerie. Așa ceva nu voi, nu stau să ajung acolo și vom pune bazele acestei societăți. Luni vom avea prima discuție în acest sens. Mare spatele!